Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest episod vreau să vă vorbesc despre butașii de trandafiri. În primul rând, în ce lună se plantează și, bineînțeles, de unde trebuie să-i cumpărăm și cum trebuie să arate atunci când îi cumpărăm pentru a fi exact ce ne dorim. Priviți, eu aici am pentru dumneavoastră, am cumpărat special un trandafir mov. Pot să vă spun că este un trandafir o culoare foarte frumoasă, își păstrează această nuanță de la an la an, nu îi se modifică culoarea. De fapt, sunt altele care își pierd culoarea, dar acesta nu. Să știți că este foarte important de unde îl cumpărăm. Neapărat trebuie să cumpărăm aceste plante, acest trandafir, de la magazinele autorizate, pentru că atunci ne va ieși, ne va înflori de fapt exact ce ne dorim și nu alte plante pe care le plătim, ne le îngrijim, ne bucurăm de ele și când înfloresc ies cu totul altceva. Așa că trebuie să mai știți că atunci când îl cumpărăm, vă uitați la aceste ramuri ale lui, trebuie să fie neapărat un verde aprins și să nu fie absolut deloc maronit, adică ofilit spre uscat, așa, trebuie să fie aprins. Și cu această ceară pe ele. Să știți că această ceară nu se îndepărtează până în momentul când pică ea singură, atunci când se face cald, va pica, se va înmuia practic de la căldură, va cade și îi vor ieși noi lăstari. Aceasta îl ajută să treacă de perioada de îngheț, de frig practic. Acum trebuie să știți că perioada de plantare este foarte importantă. Este cel mai bine să plantăm acest butaj de trandafiri în luna noiembrie, la începutul lui noiembrie sau chiar mai târziu, nu contează, dar dacă noi plantăm trandafirii în noiembrie, practic la sfârșitul toamnei, în primăvară veți avea o explozie de muguri. Pentru că dacă noi îl plantăm primăvara, nu are timp să prindă și el rădăcini, să se înrădăcineze, până prinde rădăcină, până deja vine căldura peste el și nu va mai avea atâta putere. Ca și, de fapt, cu totul alte plante, chiar și pomii fructiferi, cel mai bine este să-i plantăm toamna mai târziu. Sau dacă considerăm că îi pune mai devreme, trebuie să îi udăm insistent să se poată prinde. Eu aici aș vrea să vă și arăt cum îl plantăm, pentru că am făcut acest video mai devreme, doar că nu îl și plantăm de această dată, pentru că este mult prea devreme și să nu cumva să îi se întâmple să se ofilească. Priviți, îl scoatem din această punguță lui. Ia uitați, este foarte umed. Nu pot să fac fără ajutor, așa. Este cam așa arată, dumneavoastră îndepărtați tot acest rumeguș practic, îi faceți o groapă suficient de mare cât să intre rădăcinile, dar țineți foarte mare, țineți cont foarte mult ca acest altoi, aici unde este altoiul, și la trandafiri și la pomii fructiferi, inclusiv vie, nu contează, tot timpul altoiul să fie la suprafața pământului. Pentru că dacă nu va fi la suprafață și va intra în pământ acest altoi, își va pierde, va da noi lăstar și își va pierde această altoire. Vor ieși și altfel de, practic, se va face ca o mărăcine, gen despre trandafiri este vorba. Și în momentul când îl plantați, să insistați cu foarte multă apă, pentru că nu îi se va întâmpla nimic, că nu este într-un ghiveci. Este în pământ și dacă are un surplus prea mare de apă, se va duce în pământ. Nu ar fi nicio mare problemă. Așa că eu vă mulțumesc pentru acest video, că m-ați urmărit și ne vom revedea cu un alt episod. Dacă vă abonați, îmi puteți urmări toate videourile, așa că vă las cu multă sănătate. La revedere!